Numeroși credincioși din Roman au sărbătorit ziua Sfântului Apostol Andrei la Catedrala Arhiepiscopală din municipiu. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Ioachim. Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat să rămână statornici în credința față de Mântuitorul Hristos și să fie mărturisitori ai acestei credințe. Rămâneți într-o iubire a lui Iisus Hristos, căci fără El nu puteți face nimic. Așa ne-a învățat Sfântul Apostol Andrei, așa vă spunem și noi și așa vom spune de-a lungul veacurilor atâta cât ne va lăsa Dumnezeu. Și iată cei care suntem mâna de credincioși, care suntem puțini, dar nu vă temeți că suntem puțini, pentru faptul că dacă ne angajăm și noi mergem pe calea cea dreaptă, se adaugă din mulțime foarte mulți care nu și-au plecat genunchii lui Baal și Astarta, adică nu au devenit slujile gândirii secularizate și secularizante aceste lumi, ci merg către Hristos fără să fie stânjeniți pentru faptul că iau credința în suflet și având-o în suflet, nimeni nu o poate scoate. Deci, dragii mei, dorindu-vă multă sănătate, multă bucurie duhovnicească, mult zel apostolic și zel misionar, deci fiți alături de Sfântul Andrei, fiți sarea pământului și lumina lumii, ca lumina voastră să fie văzută de către cei care nu mai pâlpie nicicum candela credinței în suflet și atunci Hristos se va recunoaște în voi și în noi și în faptele care le-ați făcut sau le-am făcut împreună spre slava Lui. Înalt preasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului.